Bună seara, prieteni! Astăzi seară m-am hotărât și am făcut niște ardei umplut, numai ce am scos de pe foc acum. Și sunt nemaipomeniți, miroase. Și ce să vă spun, de fiecare dată știți că vă prezentam ingredientele, după care vă arătam cum îi fac, dar de data aceasta m-am hotărât să îi fac și să vii prezent. Deci, ca și ingrediente, am folosit, bineînțeles, ardei umplut, am folosit carne tocată pe care am pus-o într-un bol. Prima dată am distuit niște ceapă cu în tigaie, cu bulion, și după aceea am turnat ceapa pe care am distuit-o în carne, am pus piper, am pus, bineînțeles, niște sare, am amestecat-o foarte bine și aceasta a fost umplutura pentru ardeiul gras pe care îl vedeți aici în farfurie. Problema este că după ce am umplut aceste ardei, da, vedeți dumneavoastră, i-am pus la fiert, am pus apă, am pus niște bulion și am pus puțin foi de dafiu. Am lăsat-o cam vreo 40 de minute să fiarbă. Ardeii sunt super și bineînțeles că am aici niște iaurt Danone, că sunt nemaipomeniți cu acest iaurt și sper să vă placă și dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce fac eu, atunci nu ezitați și intrați pe site-urile mele, așa cum vă spun de fiecare dată. Site-ul meu îl știți și dumneavoastră, rețeteculinaregustoase.ro. Pe grupul meu de pe Facebook, rețeteculinaregustoase.ro. Canalul meu de YouTube, Rețete Culinare. Și vă aștept să vă înscrieți și, bineînțeles, în ultimul rând, să dați un like, să dați un share și să putem discuta despre mâncărurile culinare pe care le faci. Dacă dumneavoastră aveți alte obiecțiuni sau comentarii la ceea ce fac eu, aș fi încântat să le puneți și eu am să țin cont de ceea ce spuneți dumneavoastră și fac în așa fel încât să fie foarte bine. Ați văzut că eu vă surprind de fiecare dată cu diferite mâncăruri și niciodată la mine ingredientele pe care le pun astăzi într-o mâncare, data următoare, la aceeași mâncare, încerc să diversific ingredientele, adică să mai adaug sau să mai scot și totul să fie bine. Eu am fost pentru dumneavoastră Marin Dorel, alias Dodorel62. Vă urez o seară cât mai plăcută și vă urez în continuare poftă bună. Și nu uitați, înscrieți-vă pe canalele mele de Facebook, canalele meu de YouTube, site-ul meu și nu veți regreta. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și vă urez o seară cât mai plăcută.